suntem sau nu suntem pe drumul nostru. În primul rând, ce ne asigură reintrarea în fluxul vieții, reconectarea cu noi înșine? În primul rând, să știm ce vrem. Intenția noastră. Avem intenții clare, precise, suntem ca o corabie care știe către ce direcție trebuie să ajungă. E benefic să ajungă. În al doilea rând, este important pentru noi să ne cunoaștem talentele, harurile pe care le avem. Și să folosim în fiecare zi aceste talente, pentru că cu ele am venit aici. De asemenea, suntem în fluxul vieții, momentul în care aplicăm punctul 5 de care vorbea Elena, adică acceptăm și apoi ne bucurăm și avem entuziasm. Iată, trei stări. Dacă suntem fie în starea de acceptare, fie în starea de bucurie, fie această stare de entuziasm, asta înseamnă că, într-un fel sau altul, suntem conectați, suntem racordați la respirația divină, la gândirea divină, la voința divină, la voința Universului. Dincolo de aceasta, este important, dincolo de pasiunea cu care facem lucrurile, de entuziasmul pe care îl avem, să ne ascultăm intuiția. Și nu în ultimul rând, un lucru despre care a vorbit și Elena, și am să trec foarte succint în revistă, este această înțelegere a masculinității și feminității care e benefic să le integrăm în ființa noastră. E bine, aici asigur că voi sunteți flexibile, respectoase, maleabile, tolerante. Noi, dragii de noi, suntem destul de calmi, serioși, puternici și fermi. Iată, sigur, aici sunt câteva trăsături, câteva calități ale feminității și masculinității. Pentru fiecare dintre noi, calea, dragilor, începe atunci când vă invit să priviți, ia uitați, această dinamică. Da? O dau înapoi. Uitați-vă la cercul de acolo. Fiecare suntem fiecare și diferiți. Dar prin integrare și prin jocul acesta al complementarităților, atunci când ajungem deopotrivă flexibil și cald, deopotrivă respectoși și serioși și așa mai departe, atunci începe calea noastră. Și bine, e bine, în acest joc, noi, de regulă, pe drumul vieții noastre, preferăm călăuze. Puteți să lăsați un pic materiale care vi le-au distribuit simpaticile noastre voluntare. Așa? Pentru că este o conversație foarte importantă care vă ajută pe ultimul moment. Noi, de regulă, în viață preferăm călăuze. Adică cineva care să ne ia de mânuță și să ne ducă unde vrem noi. De regulă, drumul vieții noastre este presărat cu o mulțime de semne care ne arată cam pe unde trebuie să mergem. În situația în care suntem ființe intuitive și lăsăm să vină spre noi aceste informații, atunci ne mișcăm natural, fără multă opoziție. Dacă această intuiție am dezvoltat-o mai puțin, aici, ca paranteză, avem în luna august și în luna septembrie seminarii de dezvoltare a intuiției. Partenerul meu, Marcel Răducu, e poză pe acolo, care de regulă este invitat într-un astfel de curs și vorbește despre dezvoltarea intuiției, susține astfel de seminarii și la Mare și în București despre cum să ne dezvoltăm intuiția. E bine, dacă această intuiție am lăsat-o undeva în spate, există extuiția și sunt în jurul nostru o mulțime de oameni, de cărți, de seminarii, de momente care ne trag de ureche, deschide televizorul și în acel moment apare informația care ne dă de gândit, care transmite ceva.